Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș. Astăzi dimineață vom face un aranjament cu acest, pentru acest ou croșetat în tehnica croșetului irlandez. Vi l-am prezentat modul de executare duminică. Astăzi vom face un aranjament care sper să vă placă. Pentru aceasta noi vom avea nevoie de o bucățică de carton tăiată rotund, așa cum am tăiat-o eu. Cartonul meu are un diametru de 12 cm. Vom avea nevoie de panglică, fie roșie, fie albă, fie ce culoare doriți dumneavoastră. Panglica mea are o lățime de 2 cm. Vom avea nevoie de acest tip de fir metalic, foarte ușor de manevrat. Vom avea nevoie apoi de mărgeluțe, fie roșii, fie albe, în funcție de preferințele dumneavoastră și de culoare pe care o veți alege pentru lucrarea dumneavoastră. Apoi eu voi folosi pene pentru a decora. Acestea le găsiți în magazinele de specialitate cu foarte mare ușurință sau, dacă nu, la doamnele care au pe Facebook acele site-uri unde comandați materialele necesare pentru lucrările dumneavoastră. Vom avea nevoie apoi de lipiciul lichid sau lipiciul la cald, ceea ce folosiți dumneavoastră, un capac de la o sticlă de lapte sau iaurt sau un capac curat. Acestea sunt materialele, fiind prezentate, eu vă propun să începem să lucrăm. Eu mi-am pregătit deja partea principală pentru a nu vă ține foarte mult aici, însă acum voi începe pentru dumneavoastră modul în care execut această lucrare. Voi face cu culoarea albă, pămblicuța albă, cartonul, indiferent pe ce parte este. Este carton simplu de la o cutie normală. Voi pune un pic din lipiciul lichid aici și voi începe să lipesc pămlicuța în felul următor. Voi pune de aici din mijloc, îi voi da stabilitate. Să știți, vorbesc încet, sunt foarte răcită și trebuia să-mi vină și aceasta, pentru că nu aveam destule. Deci am fixat aici această pânglicuță, după care încet, încet vom începe să îmbrăcăm cartonul. Mai întâi vom fixa bine mijlocul și apoi ne vom deplasa în felul acesta. Vă rog să fiți foarte atente la mișcările mele. Mergem de pe o parte pe cealaltă. În acest mod vom merge de jur împrejur și vom îmbrăca această bucată de carton. Dacă vă este necesar, din loc în loc puteți să adăugați un pic din lipiciul pe care îl folosiți, fie, așa cum v-am spus, fie lipiciul la cald, fie lipiciul lichid, nu are importanță. Important este să îmbrăcați acest carton. Acesta este modul. Nu este deloc greu, trebuie doar să mergeți de jur împrejur
în formă de X, în felul acesta vom acoperi toate părțile în mod egal. Vom continua în felul acesta și ne vom întâlni când vom termina de îmbrăcat cartonul. Deci ați prins mișcare importantă. Am îmbrăcat în totalitate cartonul, chiar dacă aici nu este bine întins, nicio problemă. Important este ca partea de deasupra să fie perfectă. Voi pune din nou un pic din lipiciul lichid, voi scurta apoi panglicuța, dar mai întâi o voi lipi pentru a-i da stabilitate. Și în felul acesta am executat partea cea mai importantă a lucrării. Acesta va fi suportul pentru aranjamentul nostru. În felul acesta, uitați-vă, deasupra arată foarte frumos. Din acest fir metalic, așa cum vă spuneam, este foarte maleabil și foarte ușor de manevrat. Noi vom tăia trei bucăți cu o dimensiune aproximativă de, imediat vă măsori, eu am pregătit aici deja, 56 ale mele au 56 de centimetri lungime, uitați-vă, 56. Deci pregătim aceste trei bucăți metalice și pentru început le vom pune unul dintre capete a toate aceste trei, le vom pune împreună în felul acesta. Vom aplica un pic din lipiciul lichid și le vom lipi una peste cealaltă. Acesta este pasul cel mai important aici, să le lipim în modul în care să le dăm stabilitate. Odată ce le-am fixat aici, ne va fi mai ușor să le manevrăm, să le aranjăm în modul în care dorim. Pasul următor pe care îl vom face va fi să le lipim pe spatele cartonului pe care l-am îmbrăcat deja. Voi pune din nou din lipiciul lichid și le voi da stabilitate aici. Voi pune lipici lichid din abundență încât acestea să se poată lipi bine. După cum vedeți și aici mi le-am pus toate în ordine.
Acum voi face modul ca ele să steie fix. În felul acesta. După care mă voi întoarce cu aceste fire metalice pe partea cealaltă, în felul acesta. Și de această dată le voi lipi unul câte unul, fiind atente la ordinea acestora. Voi pune din nou lipici din abundență, astfel încât să pot lipi toate cele trei chiar dacă ne murdărim un pic de lipici, nu are nicio importanță. Unul din fire. Vom continua cu cel de-al doilea. De data aceasta le vom lipi unul lângă celălalt, nu deasupra. Trebuie să vină lipite unul deasupra celuilalt, ci doar unul lângă celălalt. Să stea, să fie vecini în felul următor. Aceste fire apoi le putem aranja în felul acesta. Iar aici în mijloc, pentru a ne fi mai ușor apoi să le să manevrăm întreaga lucrare, putem pune acest capac îmbrăcat în panglică. Eu voi lăsa acesta să se usuce, pentru că dacă îl voi întoarce, nu voi reuși să lucrez cum trebuie. În momentul în care s-a uscat bine, să nu murdărim masa de lucru, eu îl voi pune deoparte. În momentul în care s-a lipit bine, când îl vom întoarce, va avea această formă. Cu acesta vom crea un mic coșuleț, un coșuleț diferit de cele croșetate, bineînțeles. Aici sunt cele trei părți pe care le-am aplicat una deasupra celuilalt. Aici sunt cele trei părți pe care le-am lipit unul alături de celălalt. Între părțile distante vom lipi câte o mărgeluță. Eu lipesc aceste mărgeluțe roșii, care au diametru de 1 cm. Le voi lipi în modul în care să diferențiez și să distanțez în același timp aceste părți. Voi aplica mărgeluțele. Este nevoie de un pic de răbdare, bineînțeles. Nu avem nevoie de multe mărgele, două, dacă doriți puteți pune patru,
însă eu nu vreau să încarc prea mult lucrarea. De obicei eu iubesc lucrările mai simple. În felul acesta. Astfel vom ține distante și cele trei părți ale tortiței, după cum vedeți. Aici voi face cu acele pene despre care vi le-am arătat. Cred că voi folosi acestea, că sunt un pic mai în ton cu mărgeluțele. Imediat vă voi arăta ceea ce voi face. Deci câteva din aceste pene eu iubesc foarte mult pentru aranjamentele de Paște să folosesc pene. După cum vedeți, aceste pene. Voi mai pune una, pentru că tortița este destul de înaltă. Deci le-am pus toate trei cap la cap, în felul acesta. Voi pune un pic din lipiciul lichid de o parte și de cealaltă, după care le voi introduce într-o mărgeluță, în modul în care să le fixez aici, să le dau stabilitate. Vedeți, au intrat cu ușurință. Așa se prezintă. Iar ceea ce rămâne de făcut este să le lipim aici pe tortița coșulețului. Voi pune un pic din lipiciul lichid din nou pe mărgeluță. Și voi încerca să le atașez tortiței coșulețului în felul acesta. Vom ține un pic apăsat să se lipească. Mie îmi cam tremură mâinile, mă simt rău, am și un pic de temperatură, mă doare și în gât. Voi opri un pic. Am lipit penele, acum voi face o mică undiță albă pe care o voi pune pe partea superioară, a oului, pentru că așa cum știți, locul unde a stat capătul balonului în momentul în care am format oul a rămas un pic nu perfect. De aceea voi face o fundiță pe care o voi aplica pe acea parte pentru a acoperi acea mică imperfecțiune. V-am arătat de multe ori modul în care realizăm o fundiță fără prea multe greutăți. Sper că se vede ceea ce lucrez. Aș fi vrut să intru live ieri seară, însă nu am reușit, practic.
știri am fost foarte puțin prezentă pe canalele de YouTube. Cer scuze tuturor, însă nu mă simt bine. În felul acesta am făcut și această mică fundiță. Care o voi aplica pe oul nostru, nu înainte de a fixa materialul, așa cum v-am învățat de multe ori. Avem aici oul, da, va fi bine. Voi pune din nou din lipiciul lichid. Și o voi aplica pe ou. Așa cum vă spuneam, în modul de a acoperi acea imperfecțiune care a rămas în momentul în care am extras balonul și plasticul care ne-au ajutat să apretăm mai întâi să formăm oul și apoi să-l apretăm. Am ajuns în acest punct. Ceea ce urmează să facem este să aplicăm oul în centrul acestui coșuleț. Eu sper să vă încânte această idee. Mie îmi place, eu m-am gândit mult cam cu ce noutate aș putea să vin, ceva care nu se găsește. Nu veți găsi pe alte canale de YouTube. Voi pune aici această pană care nu vrea să stea cum am pus-o eu. Voi aplica pe baza oului din nou lipici lichid, pentru că va rămâne fix aici. Voi aplica pe suportul format în mijlocul suportului. Vom ține un pic apăsat în modul în care să se lipească. Am dat stabilitate oului, deci l-am lipit. Acum, într-o altă mărgeluță, am pus o pană și acesta o voi aplica la baza oului pentru a da o notă de culoare și acelei părți albe cu care am îmbrăcat suportul pentru ou. Felul acesta o voi lipi aici undeva. Nu ne rămâne de făcut altceva decât să îmbrăcăm acest capac cu un pic de panglică albă și în felul acesta să creăm piciorul coșulețului. Scuzați că mă opresc uneori, însă și vom lipi în felul acesta panglicuța pe capacul de care îl veți folosi dumneavoastră. Voi scurta și aici, chiar dacă se întrece o parte peste cealaltă, nu este nicio problemă. Voi scurta. Nu știu dacă am reușit să prind bine imaginea astăzi.
Voi pune din nou un pic din lipiciul lichid. Deci am îmbrăcat capacul, după cum vedeți, cu pânglicuța albă. Acum voi pune aici deasupra din nou lipici și voi aplica toată lucrarea pe acest căpăcel, astfel încât să dăm impresia unui coșuleț adevărat. Chiar dacă se întinde așa lipiciul, nu este nicio problemă, va avea aderență mai mare la lucrarea noastră. Vom încerca să fixăm mijlocul exact. Vom ține apăsat. Astfel încât să fixăm pe suport întreaga lucrare. Să știți că mie îmi tremură mâinile, mă simt foarte rău. Cam aceasta este ceea ce am obținut, aceasta este ceea ce am vrut să vă arăt astăzi. Sper să vă placă ideea, să vă încânte. Eu voi lăsa camera mai jos, în modul în care să vedeți partea finală. Aici pe masă, pe birou, veți vedea toate materialele pe care le-am folosit, însă îmi cer scuze. Astăzi sunt un pic dezordinată. Deci asta este ceea ce am obținut. Eu voi face fotografie și voi pune pe comunitate, modul în care dumneavoastră să puteți vedea mult mai bine. Știu că așa nu se vede, însă nu am altă modalitate de a filma. Eu atât am vrut să vă prezint, sper să vă placă lucrarea. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, eventual să distribuiți, să lăsați un comentariu. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, sunt Tatiana Andrieș și ne vom întâlni cu noi tutoriale. O zi bună tuturor, la revedere!